Adică ce vor femeile? Vor să aibă un corp super fain, vor să aibă un fund super fain și sunt mulți sau multe care ar plăti pentru așa ceva. Bună ziua, fraților, și bine v-am găsit astăzi la un alt episod. Astăzi am văzut video-ul lui Cristian Chifoi, care vorbea despre un brand care ar trage foarte mult la doamne, care vorbește despre o piersică, adică fundul unei doamne, care ar putea să fie sub formă de piersică și a dat câteva idei de business-uri care ar putea să pornească pe această idee. Și mi-am adus aminte că în facultate aveam un proiect să fac niște blugi pe care mă gândeam să le denumesc un fel de Apple S sau S like Apple sau Apple Bottoms. Și între timp am văzut că s-a materializat această idee a mea și lumea chiar a făcut un brand de genul unde a denumit Blugii, au denumit Blugii cu denumirea asta de Apple Bottoms. Și mă gândeam că pe vremuri ideile astea nu s-au materializat din partea mea. Dar uite că alte persoane au băgat muncă și și-au dat seama cum să facă bani din chestia asta. Și aici mă gândeam că acest lucru se mulează foarte mult pe cerințele de acum. Adică ce vor femeile? Vor să aibă un corp super fain, vor să aibă un fund super fain și sunt mulți sau multe care ar plăti pentru așa ceva și aici m-am gândit la Anty să îi pun o idee, să fac un training pentru doamne care ar putea să se concentreze pe partea asta de mușchi, dosier sau fund și nu știu, poate e o idee bună, poate o idee rea, spuneți-mi voi în comentariile de partea de jos dacă vi se pare o idee bună sau rea, ce credeți voi? Ar plăcea această idee doamnelor sau doamnelor care privesc aceste videouri, ce ziceți, v-ar plăcea să aveți un program de exercițiu care să facă un fund din ăla bombat ca și la brazilience? Sau să aveți o dietă care să vă ajute în această privință? Să aveți anumite exerciții care să vă ajute în această privință? Și dacă da, lăsați-mi în partea de jos comentarii și eu o să-i dau acest challenge lui Anty și să văd dacă ea o să fie deschisă să facă un training sau un exercițiu de genul pentru voi, fetelor. Și astfel mă gândeam că ar fi foarte interesant să facem acest video într-o colaborare și să începem și un brand pe ideea asta. Cum ar fi exercițiile care îți fac fundul ca un măr? Și astea fiind spuse, eu vă mulțumesc și astăzi pentru timpul acordat. O zi super mirobolantă vă doresc în continuare și ne vedem mâine la un alt video. Pa, pa!